Astăzi vom tăia un pepene de 12 kg. Oh, aoleu, cât de greu e. Mă. Și surpriză. Bam, 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 bam. Deci puteți să-l scoateți și pe un bol sau pe farfurie, dar e foarte mișto să-l prezentați și așa. Îl puneți pe farfurie și lăsați fix așa coaja lui. Ia uitați, ce mișto a ieșit. Mă dorge în ochii. Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi vom tăia un pepene de 12 kg. Vă voi arăta în acest clip cum se taie pepenele să nu faceți mizerie și să serviți și invitații foarte ușor. Vom vedea împreună cum arată, bineînțeles, sunt foarte curios și eu sper să fie foarte bun și vom vedea împreună cât reușesc să mănânc din monstruozitatea asta. Oh. Pentru început vreau să vă arăt aici că are 12 kg și a costat 36 de lei. Am găsit la Carrefour, este 3 lei kilogramul, un preț foarte bun. Dar din păcate acolo nu putem să-l testăm, să vedem cum arată. Bun, haideți să vă arăt cum se taie. Prima dată îi tăiem moțul ăsta. Da. Început promisător, nu? Arată binișor. După care trebuie să-l tăiem în două și apoi în patru. Tăiem cât de cât egal. Așa. Greu. Și surpriză. Arată senzațional. Am avut noroc. Vezi ce bine arată? Wow, super bine arată. Cum să fie la gust? Extraordinar să fie și la gust. Bun, acum luăm o jumătate și o tăiem iarăși în jumătate. Să vă arăt aici tehnică de a tăia peperele, să nu vă murdăriți și să serviți și invitații. Pentru că dacă tăiați așa felii, e cam greu să serviți și pe oameni. Deci luăm un sfert din ăsta, de pepene, și ținem cuțitul, înclinația asta trebuie să fie, vedeți, exact cum este el tăiat, în același unghi. Ținem cuțitul așa, ne dăm în spate un pic, cam un centimetru, doi, depinde cât vreți să iasă cuburile de lapte, de mari, și apoi îl tăiem până la coajă, într-o parte, în cealaltă. După aceea scoatem cuțitul, punem iarăși cuțitul așa, mergem mai jos, cu un centimetru, și iarăși. Iar scoatem cuțitul cam de 2-3 ori o să intre. Apoi întoarcem felia și facem același lucru și în partea cealaltă. Ținem cuțitul așa, băgăm. Trebuie să băgăm adânc să ajungă până la coajă. Iar scoatem să păstrăm același unghi. Ne luăm aici reper mereu. Bam. Dacă vedeți voi. Cam asta e faza. După care o să luăm așa după coajă, o să-l tăiem. Ia să dau ăsta mai la o parte. Așa, să vă arăt aici cum se taie. Îl tăiem așa frumos după coajă. Și în partea cealaltă. Acum s-a cam desprins și începem să îl tăiem de sus în jos. Tot la fel lățimea, cât vreți voi să fie cubul de mare. Cam un centimetru pe un centimetru este super ok ca să intre foarte ușor în gură. Și asta e pepenele. Bea. Acum luăm niște scopitori, dacă aveți invitați. Bam! Bam, bam, bam. Da, și fiecare invitat își poate lua câte un cubuleț. Ia uitați ce frumos se desprinde. Și cam asta e toată șmecheria, vedeți? Foarte, foarte simplu. Nu face mizeria. Fiecare poate să-și mănânce
bucățile favorite. Îl puteți răsturna și într-un bol. E foarte simplu. Hai să luăm. Hai să scoatem astea. Băi, bun. E super bun. Mai cum să uite aici la mine și salivează. Deci puteți să-l scoateți pe un bol sau pe o farfurie, dar e foarte mișto să-l prezentați și așa. Îl puneți pe farfurie și lăsați fix așa coaja lui. Ia uitați ce mișto a ieșit. Super! Nu? Asta e cea mai ușoară metodă de a tăia pepenele, fără să faceți mizerie și să puteți să serviți și invitații. Pentru că ați văzut, dacă îl tăiați așa felii, să muși din el direct la sol, dacă îl tai după aia, cum îl tai mie maică-mea sau cum se tai, de obicei pepenele, bucățile sunt foarte mari și e greu să le iei, la fel trebuie să muști, te scurge zeamă peste tot. Așa, bucățica asta este la fix cât să intre în gură și fără să muști din ea, fără să scurgă zeamă pe tine sau pe jos. Super tare. Dacă are 12 kg și l-am tăiat în 4, cât are un soia din ăsta? 3 kg. 12 mărți la 4, 3. Nu știu dacă pot să mănânc toată bucata asta. O să iau scurtători. Foarte bun pe mine. Foarte, foarte bun. Și la gust este fructul meu favorit și are și foarte puține calorii. Are 30 de calorii pe 100 de grame, ceea ce înseamnă că un kilogram are 300 de calorii. Iar un sfert din pepenele ăsta gigantic de 12 kg, dacă are 3 kg, înseamnă că are maxim 900 de calorii. E fantastic, adică înseamnă că are cât 2 ciocolate, vă dați seama? Adică cât 200 grame de ciocolată. Prefer să mănânc 3 kg de pepene decât 200 grame de ciocolată. Mai ales acum că a venit căldura și conține foarte multă apă. Mulți iau pepenele cu hidratarea, nu prea poate să bea 2-3 litri de apă pe zi. Iar pepenele te ajută să-ți faci și necesarul de lichide. Super bun. Dar nu pot să-l mănânc tot. E prea mult. Dacă nu se mai termină. Am numerit bine. Deci dacă vreți și voi să cumpărați pepene, vă recomand să luați de la Carrefour, este 3 lei. În piață este 6 lei. Sau mă rog, era 6 lei în momentul în care am cumpărat eu pepenele ăsta. Pentru că am fost și în piață să mă uit. Deci dublu. Mi se pare foarte mult. Mamă, ce bun e. Cam atât pentru vlogul de astăzi, fraților. Sper că v-a plăcut. Sper că acum știți și voi cum să tăiați pepenele fără să faceți mizerie. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la acest canal pentru că o să urmeze și alte clipuri super, super tari. Dacă vreți să vedeți cât am slăbit, uitați-vă la clipurile săptămânale de duminică din Otto Slăbește, pentru că acolo am început o nouă perioadă de slăbire și o să vedeți toate mesele pe care le am în fiecare săptămână, cântarul, câte kilograme am, cât am reușit să slăbesc. Mă dezbrac și în kilos și o să vedeți și cum arăt. Nu uitați să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea primul clipurile mele. Eu sunt Otto, fraților, până data viitoare, v-am pupat. Ciao! Mă dor genunchii.